Înțeleg că singurul cuplu real din casa Miriasa, respectiv Cristina și Alexandru, nu au dormit împreună, pentru că a fost un task doar pentru cei singuri din casa Miriasa, Bineînțeles, a fost un task cu un scop anume, cu dedicație, cum ar veni, așa cum v-am mai spus. A și Dediș nu a fost ales de către niciuna dintre fete, prin urmare nici el nu a dormit cu vreo fată, pentru că Delia, se pare că l-a ales pe Liviu, după cum bine știți deja, iar Eliza l-ar fi ales pe Cristian, dar acesta deja era ales de către Antonia, prin urmare nici Eliza nu a fost să doarmă cu niciun băiat. Eu v-am mai zis că atât Antonia cât și Eliza se vede clar că îl plac pe Cristian și că îi caută atenția și prezența atât a lui cât și a doamnei Daniela pentru că pe ambele fetele văd mereu în prezența a doamnei Daniela îi caută tot timpul compania, parcă este așa o competiție, dacă nu e măcar una dintre ele. Sunt amândouă în preajma dânsei. Ce să mai zic, dezamăgitoare situația pentru unii dintre concurenți.